Premierul Emil Boc a declarat că susține introducerea obligativității școlare la clasele 1-8. În acest sens, el a avut și câteva discuții preliminare cu ministrul educației Daniel Funeriu pentru a stabili modul în care se va promova legislativ această idee. Am solicitat și mă pronunț, chiar dacă știu că voi fi criticat, pentru introducerea obligativității uniformelor școlare în ciclul 1-8. Eu cred că e o măsură care este benefică pentru sistemul nostru educațional. Propunerea primului ministru își găsește susținere în rândul severinenilor care au ieșit de pe băncile școlii pe vremea când uniforma era obligatorie. În calitate de fost cadru didactic, sunt de acord cu reintroducerea uniformelor școlare, întrucât e mare de bandadă și ca ținută și ca... Și oricum se mai disciplinează nițel sistemul de învățământ. Ca și pentru... Ar fi, s-ar distinge elevul elev și copiii ai alții altfel. Eu am spus și când am văzut la televizor. Sunt pentru. Am prins aceasta și cu numere scrise, cu numărul liceului, cu tot. Și a fost foarte, foarte bine. Nu se mai fac diferențele între cei care au bani și cei care n-au bani. Atunci, cu adevărat, sunt elevi. În cazul în care propunerea primului ministru va deveni realitate, ținuta vestimentară obligatorie va fi alcătuită din sacou, ori vestă, cămașe, pantaloni, ori fustă, cravată și ecuson, cu numele și sigla unității de învățământ. Dacă va fi aprobată, legea va intra în vigoare la începutul anului școlar 2011-2012.